Scandal de proporții în lumea manelelor. Familiile Nămol și Biju au ajuns la cuțite după ce nepoata celebrului lăutar, Marinică Nămol, a fost desfigurată de iubitul său de 17 ani. Coaste rupte, bătaie ca în 7 păcate și plângere penală făcută împotriva nepotului lui Costel Biju. Tatăl tinerei a povestit totul în exclusivitate. Familiile Nămol și Biju, prietene de o viață, au ajuns la cuțite. Fiica lui Nicolae Orlando Ștefan, alias Fane Nămol, nepoata cunoscutului lăutar Marinică Nămol, a fost desfigurată în bătaie de iubitul său, încă minor, nimeni altul decât nepotul lui Costel Biju, potrivit mărturisirilor făcute în exclusivitate chiar de tatăl tinerei. Nepoata lăutarului Marinică Nămol și-a arătat vânătăile inclusiv pe rețelele sociale. Fiica mea a fost maltratată de nepotul lui Biju. A găsit ca motiv că eu nu-l suferam pe el și a desfigurat-o din cap până în picioare. El are doar 17 ani și ceva, copilul meu nebun are 20. Erau împreună de 2 luni jumate, iar de aproape o lună locuiau împreună, la el acasă. Acolo a fost un calvar. Nici cu mama lui nu putea ieși. E bolnav psihic din toate punctele de vedere. Nici cu soția lui Costel Biju, adică mătușa lui și nici cu mama lui nu o lăsa să iasă afară. Dacă se ducea până în colțul străzii, trebuia să fie cu el sau cu mama lui. L-am citită din prima cum e, după o discuție între el și mama lui, când pur și simplu s-a ferit să nu dea în ea. E desfigurată. Acesta a adăugat că va merge până în pânzele albe pentru a-i face dreptate fiicei sale, care a ajuns la spital desfigurată și cu coaste rupte. Are coaste rupte, e desfigurată. I-am făcut plângere penală. Mie îmi pare rău că numele lui Costel Biju este implicat în așa ceva, dar nepotul face parte din familia lor. Eu cu el am o prietenă de peste 20 de ani, dar nu știam că un astfel de element există în familia lor. Le e frică de el, credeți-mă. El ne-au spus că e un diavol, ca nu se înțeleg cu el. Eu voi merge până în pânzele albe. Putea fi și ultima prostituată, pentru că tot copilul meu era. A fost bătută în 2 ture, ultima oară joi. Mama lui a fost și ea bătută. Dar tu, ca părinte, când vezi că e ca o fiară, e n-avea voie să părăsești locuința. Ea a plecat. A putut evada abia a doua scandal de proporții în lumea manelelor. Familiile Nămol și Biju au ajuns la cuțite după ce nepoata celebrului lăutar, Marinică Nămol, a fost desfigurată de iubitul său de 17 ani. Coaste rupte, bătaie ca în 7 păcate și plângere penală făcută împotriva nepotului lui Costel Biju. Tatăl tinerei a povestit totul în exclusivitate. Familiile Nămol și Biju, prietene de o viață, au ajuns la cuțite. Fiica lui Nicolae Orlando Ștefan, alias Fane Nămol, nepoata cunoscutului lăutar Marinică Nămol, a fost desfigurată în bătaie de iubitul său, încă minor, nimeni altul decât nepotul lui Costel Biju, potrivit mărturisirilor făcute în exclusivitate chiar de tatăl tinerei. Nepoata lăutarului Marinică Nămol și-a arătat vânătăile inclusiv pe rețelele sociale. Foto, Instagram. Fiica mea a fost maltratată de nepotul lui Biju. A găsit ca motiv că eu nu-l suferam pe el și a desfigurat-o din cap până în picioare. El are doar 17 ani și ceva, copilul meu nebun are 20. Erau împreună de 2 luni jumate, iar de aproape o lună locuiau împreună, la el acasă. Acolo a fost un calvar. Nici cu mam. E bolnav psihic din toate punctele de vedere. Nici cu soția lui Costel Biju, adică mătușa lui și nici cu mama lui nu o lăsa să iasă afară. Dacă se ducea până în colțul străzii, trebuia să fie cu el sau cu mama lui. L-am citită din prima cum e, după o discuție între el și mama lui, când pur și simplu s-a ferit să nu dea în ea, a declarat Fane Nămol în exclusivitate. E desfigurată. Acesta a adăugat că va merge până în pânzele albe pentru a-i face dreptate fiicei sale, care a ajuns la spital desfigurată și cu coaste rupte. Are coaste rupte, e desfigurată. I-am făcut plângere penală. Mie îmi pare rău că numele lui Costel Biju este implicat în așa ceva, dar nepotul face parte din familia lor. Eu cu el am o prietenă de peste 20 de ani, dar nu știam că un astfel de element există în familia lor. Le e frică de el, credeți-mă. El ne-au spus că e un diavol, ca nu se înțeleg cu el. Eu voi merge până în pânzele albe. Putea fi și ultima prostituată, pentru că tot copilul meu era. A fost bătută în 2 ture, ultima oară joi. Mama lui a fost și ea bătută. Dar tu, ca părinte, când vezi că e ca o fiară, e n-avea voie să părăsești locuința. Ea a plecat.
A putut evada abia a doua zi. Copilul meu a putut evada abia vineri la 10:30 și a fugit la mama mea, ca să nu știe adresa. Prima bătaie a fost duminică. Vecinii au chemat poliția. Luni am fost prezentă la ei, copilul meu nu a vrut să plece. Eu i-am și spus că după acea bătaie, va urma una mai mare. Pentru că, la vârsta mea, îmi dau și eu seama de niște lucruri, a adăugat tatăl nepoatei celebrului lăutar. Copilul meu a putut evada abia vineri la 10:30 și a fugit la mama mea, ca să nu știe adresa. Prima bătaie a fost duminică. Vecinii au chemat poliția. Luni am fost prezentă la ei, copilul meu nu a vrut să plece. Eu i-am și spus că după acea bătaie, va urma una mai mare. Pentru că, la vârsta mea, îmi dau și eu seama de niște lucruri, a adăugat tatăl nepoatei celebrului lăutar.